Salut, scorpioni! Voi face citirea pentru luna plină din Taur și eclipsa de lună din 8 noiembrie la ora 13:02. Deci, o eclipsă care este în casa 7 a voastră. Să întrebăm tarotul ermetic pentru această eclipsă. Ce se va întâmpla? Sfatul tarotului pentru voi. Vor aduce schimbări. Să vedem ce sfat primiți voi, scorpionii. Aveți aici probabil un ajutor financiar din partea unui rege de monede. Poate fi o persoană cu ascendentul, așa după cum vedeți, are ascendentul sau zodia în Taur. Este o persoană care reprezintă finanțele, o persoană care reprezintă, cum să spun, care dispune de bani și poate să vă ajute, să vă susțină. Poate fi o persoană în vârstă, un bărbat în vârstă. Este un aspect benefic, poate fi o relație pentru o femeie, poate fi un ajutor pecuniar, care va duce un început nou, o energie nouă, o relație nouă, o afacere nouă, un proiect nou, o călătorie nouă. Începeți ceva. Această energie a asului de monede va duce un început. Și aveți aici al doilea rege. Am putea spune că aveți și sfaturi primiți din partea acestor regi. Regele de bâte. O persoană cu ascendent zodia în leu. O persoană energică, hotărâtă, cu dorința de a ajuta pe ceilalți, dorința de a ieși în evidență, de a fi vizibil, de a susține proiectele voastre, de a vă ajuta cu sfaturi și vă puteți aștepta chiar și la un ajutor, dar posibil, în primul rând, să se ajute pe el și pe urmă să vă ajute și pe voi. Acest rege de bâte, care are și însemnele soarelui, deci cineva spunea la un moment dat că soarele, dacă nici soarele nu este bine, eu n-am spus că nu este bine, am spus sfatul arcanei. Așa cum și aici, nu spun că nu vă ajută, spun că în primul rând își urmărește și el anumite scopuri. Cam atât. Deci, să vedem ce spun runele pentru voi, scorpioni. Nu este o etalare pozitivă, de acum pot să spun lucrul ăsta, deci cam nimic nu vă ajută aici, nu aveți o schimbare, nu aveți nimic. Am putea spune că această situație, voi aveți o singură rună pozitivă, dar o rună care nu-i poate ține piept la toate celelalte. Deci am putea spune că aici aveți o pierdere.
În primul rând, să spunem despre această rună, aveți persoane în jurul vostru care nu sunt prea bine intenționate, fiindcă este această rună răsturnată. Arată omenie, deci ele nu prea se implică în viața voastră, își urmăresc interesele lor, vin cu sfaturile lor, dar totuși nu vă ajută cu mare lucru. Sunt persoane care se implică în viața voastră și această implicare în viața voastră va aduce și, am putea spune, o separare de o energie masculină, de un bărbat. Un bărbat care vă trădează. Poate să reprezinte și un bărbat care pleacă de lângă voi, adică pleacă în străinătate, cam asta reprezintă o separare la o distanță destul de mare și vă simțiți cumva trădați, fie că sunteți bărbați, fie că sunteți femei, deci poate să apară această tendință dacă este vorba de o persoană, să zicem, care este mai apropiată, o rudă. Deci vă dă această senzație de trădare și nu puteți face nimic. Este vorba de acea energie de depărtare, de separare și de implicarea unor mai multor persoane în această situație a voastră. Aici aveți o rună care ar trebui să reprezinte căldura sufletească. Nu putem vorbi de o căldură sufletească cu o rună răsturnată. Este vorba de o pierdere, poate o aventură. Ați avut o aventură cu această persoană și acum fiecare își urmează drumul, își urmează calea. Sau dacă reprezintă chiar o problemă de afaceri, de bani, fiindcă avem aici și o rună a banilor, a resurselor, a partajelor, este o pierdere. Sau poate că v-ați aștepta să primiți niște bani și nu i-ați primit, sau nu ați primit ce ați sperat și acest lucru vă dă această senzație de pierdere. Este un moment în care poate că nu v-ați folosit bine intuiția, gândirea, nu ați analizat bine situația și ați acceptat o pierdere. Deci este un moment dificil pentru voi, dar așa cum am spus, aveți aici și implicarea unor persoane în această situație pentru voi. Nu este un capăt de lume, eu știu, pentru unii poate să reprezinte implicarea unor persoane într-o relație poate de familie. V-ați aștepta să primiți mai mulți bani de la familie, de la părinți, să zicem, și de fapt nu primiți cât ați sperat, primiți foarte puțin sau chiar deloc, vi se spune că nu puteți fi ajutați. Și acest lucru vă influențează. Sau poate să fie o relație cu o persoană care poate fi un șef sau un bancher chiar, care ați apelat la o bancă pentru un împrumut, pentru o prelungire, pentru o recalculare, fiecare nu cu problemele lui, dar acesta reprezintă și finanțe și bănci și nu vă aprobă sau nu vă dă acești bani sau nu vă dă cât vă doreați, vă dă mult mai puțin. Și acest lucru reprezintă această pierdere și, bineînțeles, această situație, implicarea unei persoane care poate fi regele de bâte, care el cu multă energie vine și promite. Și aici aveți totuși o arcană pozitivă care arată munca. Munca și acumularea din munca voastră, aceasta este importantă, sau o relație care merge spre perfectare. Deci,
Este un aspect totuși benefic, dar el nu are putere să pozitiveze această dorință a voastră care rămâne totuși ca o nemulțumire și continuați să munciți, să acumulați din munca voastră. Aceasta a fost citirea pentru voi, vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru timpul acordat.